Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală, cât și pentru ascendent. Berbec. Încep să te simți din ce în ce mai energic, mai pozitiv, mai dornic de a-ți exprima ideile sau viziunea. Creativitatea și modul carismatic și plin de umor în care comunici sunt amplificate atât de intrarea lui Venus în Leu din 5 iunie, cât și a lui Mercur în Gemeni din 11 iunie, ambele stimulându-te fizic și intelectual. Ceva sau cineva te poate tenta financiar sau romantic, însă înainte de a da curs, vezi exact dacă este cu adevărat ceea ce ai nevoie. În weekend poți profita stând mai mult timp cu tine pentru odihnă sau recuperare, chiar dacă duminică nu vei rezista fără să-ți contactezi prietenii. Taur. Dorința de a investi mai mult în confortul și în frumusețarea căminului și a atmosferei din familie este evidențiată de intrarea planetei care te guvernează, Venus, în Leu, chiar dacă acest obiectiv poate antrena unele discuții aprinse. De fapt, dorința de a investi mai mult în ceea ce iubești, în termen de lucruri, oameni sau activități, va fi amplificată, iar tu ești determinat să-ți folosești resursele și imaginația pentru a-ți atinge obiectivele. În weekend, ești idealist și altruist față de unele lucruri sau persoane, în timp ce Mercur, care intră în Gemeni, te ajută să-ți folosești cunoștințele în atragerea unor noi surse de venit. Gemeni. Ai șansa să descoperi lucruri interesante despre tine pe care le poți îmbunătăți sau chiar schimba, dacă reușești să privești totul dintr-o perspectivă mai detașată. Venus în Leu din 5 iunie te stimulează atât fizic cât și intelectual, amplificându-ți curajul și pasiunea în modul în care comunici, însă te și poate determina să dai curs unor confruntări de idei dacă te vei simți neîndreptățit. O chestiune profesională necesită mai multă atenție din partea ta în weekend, însă o poți rezolva urmându-ți intuiția. Mercur, guvernatorul tău, intră duminică în Gemeni, deci mai multă încredere, optimism și asertivitate îți vor fi la îndemână. Rac. A-ți satisface unele pofte, dorințe sau a-ți atinge unele obiective financiare va fi în vizorul tău, însă acest lucru poate antrena unele dezbateri. Nu ești dispus să renunți la ceva ce contează pentru tine, ci mai degrabă vei căuta variante alternative care să-ți asigure succesul. Venus în Leu din 5 iunie vine cu dorința de a-ți asigura o stabilitate anume, financiară sau emoțională, însă în același timp poți fi tentat să investești mai mult decât este cazul în ceva anume. În weekend ești empatic și ușor de impresionat, însă Mercur, care intră în Gemeni, te ajută să înțelegi mai profund unele aspecte care au nevoie de acceptare și vindecare. Leu. Elementul principal al săptămânii este intrarea lui Venus în propriul tău semn, unde va rămâne până pe 9 octombrie, timp în care îți poți schimba imaginea, comportamentul sau stilul, astfel încât să te simți apreciat așa cum îți dorești. Unele dezbateri intense pot avea loc săptămâna aceasta, fie pe marginea unei chestiuni profesionale, fie sentimentale, care te pot avantaja dacă vei ști să-ți joci cărțile corect. În weekend, deși ești prins într-o adevărată incertitudine în privința intențiilor sau sincerității unei anumite persoane, intrarea lui Mercur în Gemeni poate clarifica lucrurile. El îți va îmbunătăți legăturile de prietenie și abilitatea de socializare. Fecioară. Unele informații pot ieși la suprafață făcându-te conștient de lucruri pe care nu le-ai luat în calcul până acum. Venus în Leu din 5 iunie atrage atenția asupra unor chestiuni relaționale care au nevoie să fie analizate, fie pe plan sentimental, fie profesional, deoarece, așa cum sunt acum, nu te satisfac, ci dimpotrivă. Evită totuși tendința de a exagera unele lucruri și încearcă să-ți păstrezi detașarea. În weekend poate persista o stare de confuzie vis-a-vis de un anumit parteneriat, în ciuda dorinței tale de a face ceva cu totul diferit. Mercur în Gemeni din 11 iunie te va susține socioprofesional, astfel încât să-ți folosești cunoașterea și experiența într-un mod constructiv. Balanță. Intrarea lui Venus în Leu din 5 iunie îți oferă o nouă platformă de interacțiune pe plan social, perfectă pentru a atrage noi relații și interese în viața ta. Dacă primești o ofertă anume, asigură-te că sunt foarte clare implicațiile și că știi exact ce presupune înainte de a te grăbi să o accepți, chiar dacă îți dorești să fii mai creativ și mai asertiv. Profită de weekend pentru a avea mai multă grijă de tine și evită să-ți stabilești activități care necesită un grad mare de concentrare. Duminică, Mercur intră în Gemeni, oferindu-ți șansa să-ți îmbogățești orizontul cunoașterii în următoarea perioadă, prin intermediul unor cursuri, călătorii sau noi căi de dezvoltare. Scorpion. Obiectivele tale socioprofesionale, cât și dorința de a te face cunoscut și apreciat pentru aptitudinile tale, sunt evidențiate de intrarea lui Venus în Leu din 5 iunie.
Modul în care te prezinți va deveni instrumentul principal în atingerea succesului, iar acest succes vizează atât planul profesional cât și cel sentimental. Pot exista unele discuții intense cu cineva pe marginea acestor obiective, însă cu cât ești mai deschis pentru a asculta și părerea celuilalt, cu atât poți avea mai mult de câștigat. În weekend, modul evaziv al unei persoane îți ridică semne de întrebare. Însă, Mercur în Gemeni din 11 iunie te ajută să vezi dincolo de aparențe, amplificându-ți percepțiile. Săgetător. Dorința de a investi timp și resurse într-un proiect personal sau în ceva ce te ajută să crești și să te dezvolți profesional este susținută de intrarea lui Venus în Leu din 5 iunie. Acest lucru poate antrena unele schimbări de program, de rit de lucru sau chestiuni organizatorice de care trebuie să te ocupi, fapt care îți poate da unele bătăi de cap. A investi mai multe resurse în menținerea unei stări de bine și a sănătății tale va fi totuși la fel de important. Sâmbătă vei simți nevoia să stai mai mult timp cu tine, făcând ceva pentru tine, însă duminică, Mercur din Gemeni te invită să faci echipă cu acei oameni cu care rezonezi ca și principii sau interese. Capricorn. Tot ce vizează planul financiar, un business propriu, resurse la comun cu un partener, dar și intimitatea, sunt evidențiate odată cu intrarea lui Venus în Leu din 5 iunie. Îți amplifică pasiunea, dorința de conexiune cu cineva, dar și tendința de a-ți asuma unele riscuri financiare, făcând unele investiții, fapt care poate antrena unele discuții într-un parteneriat. Ceva de natură creativă sau romantică îți captează atenția și interesul. Dacă sâmbătă planurile pe care ți le faci pot să întâmpine mici probleme, duminică, odată cu intrarea lui Mercur în Gemeni, vei folosi la maxim precizia, rapiditatea și spiritul organizatorii care îți sunt tipice. Vărsător. Interacțiunea cu celălalt, partener, prieten sau cu clienții, dacă este cazul, se află în vizorul tău grație intrării lui Venus în Leu, în sectorul parteneriatelor tale. Ea poate deveni destul de intensă dacă există nemulțumiri sau pretenții din partea celuilalt pe care nu le consideri îndreptățite. Abilitatea de a comunica cu răbdare și înțelegere va ajuta mult la rezolvarea situației. Unele discuții se pot purta și pe marginea unei chestiuni domestice legate de cămin sau familie. Dacă sâmbătă ești tentat să faci o achiziție pentru casă, vezi dacă într-adevăr se potrivește cu nevoile tale. Mercur în Gemeni din 11 iunie îți reaprinde dorința de socializare, romantism și creativitate. Pești. Un gând, o idee, un proiect care te inspiră sau ceva ce vrei să clarifici cu cineva necesită mobilizarea ta pe mai multe planuri. Venus în Leu din 5 iunie îți amplifică voința și dorința de a deveni mai activ și mai organizat în chestiunile zilnice și în stilul de viață. Pe plan sentimental sau profesional, pui la îndoială sinceritatea unei persoane, mai ales că intențiile sale nu par să fie foarte clare. Apelează cu încredere la cineva apropiat dacă vrei să împărtășești din ceea ce simți. Evită luarea unor decizii pe baza unor stări de moment, mai ales sâmbătă, când confuzia este amplificată. Duminică, Mercur din Gemeni te îndeamnă să te conectezi mai profund cu tine pentru a-ți găsi pacea și echilibrul. Acestea au fost previziunile pentru săptămâna aceasta. Să fie o săptămână minunată! La revedere!